Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! În ediția aceasta vorbim despre armele pe care ni le dă Dumnezeu în lupta cu necuratul, cu diavolul. Și sigur, vorbim despre armele duhovnicești pe care ni le pune înainte în epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 6, versetele 11 la 17. Este alături de mine pentru tâlcuire părintele lector universitar dr. Marian Wild, unul din prodecanii Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhu din București. Bine ați venit, Părinte, la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am găsit. Părinte profesor, deschidem Sfânta Scriptură chiar la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 6, versetele 11 la 17 și acolo vorbim despre o luptă de fapt. Este un război, un război nevăzut. Da, este vorba despre finalul epistolei către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Epistola către Efeseni este socotită o epistolă a captivității, numită sunt o categorie a unor epistole care au fost scrise, se spune, din captivitate, din captivitatea romană, adică fiind Sfântul Apostol Pavel la Roma, nu? Știm din Cartea Faptele Apostolului că a fost prins Sfântul Apostol Pavel de iudei la Ierusalim. A stat 2 ani la Cezarea Palestinei închis, după care face apel la judecata cezarului. Știm Odiseea apostolică, cum este numită de Părintele Grigorie Marcul, profesor de Noul Testament la Sibiu, cu câteva zeci de ani înainte. Și ajungând la Roma, stă închis și se pare că avem o primă captivitate romană sau a doua captivitate romană și în aceste captivități el scrie câteva epistole unor biserici și aici avem epistola către Efeseni, Efesul fiind o localitate importantă în Asia Mică, practic capitala provinciei romane Asia din vremea respectivă, unde Sfântul Apostol Pavel, citim în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 19 și 20, că a activat vreme de 3 ani și a întemeiat biserica de aici și alte biserici din zonă, Colose, Laodiceea și mai departe. Părinte, spuneam despre această luptă cu cel necurat, cu diavolul și iată cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Părinte, aș vrea să vă întreb, cum putem înțelege azi această luptă? Există diavol? Sunt atâtea păreri care vin să ne spună că diavolul nu există, că ar fi o închipuire. Fără de nicio îndoială, noi nu ne exprimăm spunând că credem în diavol, credem în Dumnezeu. Însă despre existența lui și lucrarea lui, sigur că părinții bisericii, Scriptura, părinții bisericii, experiența bisericii, experiența personală, poate fiecăruia, demonstrează că există o lucrare și o putere a celui rău care se opune celor care doresc să se asemene cu Dumnezeu. Este o invidie, nu? A duhurilor celor rele împotriva omului care dorește să se apropie de Dumnezeu. Eu spun aici, înainte de a explica puțin și de a intra în miezul textului asupra realității luptei duhovnicești, acestea nevăzute, cum a spus dumneavoastră, războiul nevăzut acesta, a spune că există un limbaj, vedeți, militar aici. Deci pentru o realitate duhovnicească, Sfântul Apostol Pavel folosește un limbaj militar. E vorba de o luptă, așa cum este o luptă, știu, exterioară, nu? Și există niște arme, așa cum există armele soldaților, și există niște arme duhovnicești. Pe care le descrie chiar pe care așa. Le descrie. Da. Și aș pleca tot de unde rămăsesem înainte, și anume Sfântul Pavel fiind în captivitate, se spune că el s-a inspirat din soldatul roman care îl apăra. Știm că în acele captivități de care pomeneam, Sfântul Pavel se bucură de ceea ce se numește custodia militaris. Nu este o închisoare efectivă, adică nu este închis undeva în sensul clasic, ci el practic a luat o gazdă în Roma și avea un militar care îl păzea permanent ca să nu plece din Roma, ca să aștepta judecata în fața cezarului, care putea să dureze câteva luni și ani chiar. Iar această legislație romană prevedea custodia militară, îți puteai să stai undeva, dar să aștepți, dar ea e păzit de un soldat. Mulți tâlcuitori spun că atunci când descrie această panoplie de arme duhovnicești, până la urmă, el se inspiră dintr-o panoplie a armelor soldatului roman care îl păzea pe Sfântul Apostol Pavel. Însă,
Dacă ne uităm puțin în Vechiul Testament și avem în minte faptul că Sfântul Apostol Pavel a fost iudeu, fiul de farisei, spune el, seminția lui Veniamin, casul de picioarele lui Gamaliel, a fost deci un rabin foarte învățat, vedem că în Vechiul Testament există astfel de descrieri care se duc în zona duhovnicească sau în zona spirituală. Da? Și deci Sfântul Apostol Pavel, într-un fel, nu este primul care face această asociere, ci se înscrie într-o tradiție rabinică. Uitați bună oară în Isaia, capitolul 59, se spune despre Mesia, versetul 17, s-a îmbrăcat cu dreptate ca și cu o platoșă și a pus pe capul său coiful izbăvirii, s-a îmbrăcat cu răzbunarea ca și cu o haină și s-a înfășurat în râvna sa ca într-o mantie. E vorba de Mesia, adică se vorbește că este cumva, iată, înveșmântat, îmbrăcat cu niște arme, dar niște arme care au o semnificație spirituală, duhovnicească. Sau în Înțelepciunea lui Solomon, capitolul al cincelea, este un text mai lung, despre Dumnezeu însuși, care este prezentat cumva ca un războinic, versetele 16 până la 22. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cu luna cea strălucitoare, căci el îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate, el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită și din cumplita sa mânie va face sabia scuțită. Și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Și textul continuă. Și Sfântul Apostol Pavel însuși, iată în epistola 1 către Tesaloniceni, se spune prima epistolă scrisă de Sfântul Apostol Pavel și cea mai veche scriere din tot Noul Testament, tot așa în partea parenetică, la final, în capitolul 5, unde vorbește despre faptul că credincioșii sunt fii ai luminii și fii ai zilei și nu sunt fii ai întunericului, sunt paralism antitetic foarte frumos acolo, ni se spune așa, iar noi, fiind fii ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire. Deci, iată, acest limbaj este în Scriptură deja. Sfântul Apostol Pavel mai folosește puțin în Tesaloniceni și aici îl dezvoltă, poate, într-adevăr, și sub inspirația acestui soldat roman care stătea și îl păzea pe Sfântul Apostol Pavel. Însă, așa cum bine a spus, aceste lucruri se referă la realități spirituale duhovnicești. Și de la început Sfântul Apostol Pavel precizează că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui. Ce înseamnă trup și sânge? Este o expresie, de fapt, care este foarte des folosită în Vechiul Testament, basar udam, trup și sânge. Această expresie arată omul. Bună oară în Galateni, capitolul 1, Sfântul Apostol Pavel spune că el nu trup și sânge au descoperit Evanghelia, ci că a privit-o prin descoperirea Apocalipsis lui Iisus Hristos. Deci nu de la oameni. Deci Sfântul Pavel spune aici, lupta noastră nu este cu oamenii. Noi nu avem o luptă cu oamenii, ci împotriva, și a citat dumneavoastră acolo deja, începătorilor, stăpânilor, stăpânitorul întrunii cu acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Foarte clar, deci avem o luptă duhovnicească cu puterile cele nevăzute ale răului. Părinte profesor, cum să explicăm omului de azi existența unor spirite rele care se află în văzduh? Credința creștină spune foarte clar că și găsim foarte multe mărturii, nu încă din Vechiul Testament, de la profetul Isaia și nu numai, că Dumnezeu, înainte de a crea lumea văzută, cum o spunem noi, a creat o lume nevăzută, și anume lumea îngerilor. Pentru prima dată știm că Sfântul Dionisie are o pagitul, nu? Are o lucrare spre ierarhia cerească, în care descrie cetele îngerești care apar în Scripturi cu diferite nume, și aici avem deja, și aici vedeți câteva nume, stăpânii, începătorii, puteri, și pe care le descrie ca fiind în nouă cete, în trei triade. Ei, tradiția bisericii și Scriptura ne spune că, de fapt, o ceată din aceasta, cea mai apropiată de Dumnezeu, a lui Lucifer, a căzut datorită mândriei. Puterii de îngerești fiind, de fapt, creaturi ale lui Dumnezeu, care nu erau perfecte, ci, așa ca și omul, mai târziu, trebuia să-și asume cumva, da, drumul către Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu. Dar una dintre aceste făpturi, duhuri, cu libertate dăruită de Dumnezeu, optează pentru altceva, dorește să fie ca și Dumnezeu, dar fără de Dumnezeu, și astfel cade. Și este interesant că Sfântul Apostol Pavel aici vorbește tot despre niște categorii, dar acum nu pozitive, da, cum avem la Sfântul Dionisie, cetele acelea, de îngeri, ci negative. Adică în căderea sa există și acolo trepte, să spunem așa, ale răutății și ale slujirii în rău. Începătorii, stăpânii, puteri și așa mai departe, are celui rău. Sigur că omul modern
Când se vorbește despre prezența și diavolului sau despre existența duhurilor rele, poate să se îndoiască. Și o fac mai ales cei care nu sunt angajați în lupta duhovnicească. Pe când cei care sunt angajați în biserică, în a se apropia de Dumnezeu, nu neapărat împotriva acelui lucru, acest gând, ci pentru apropiere de Dumnezeu, ei simt automat că există o împotrivire a cuiva. Uitați-vă, de exemplu, în postul mare, diferența dintre un om care postește și un om care nu postește, nu se angajează în acest traseu frumos către înviere. Este o diferență foarte mare. Uneori poți, ca și preot, să te uiți în paralel la unii credincioși pe care îi cunoști și unii care nu postesc, sunt încă la început, încă n-au intrat în bătălia duhovnicească, și la ceilalți care sunt deja cu asumare angajați foarte serios. Și vezi ce împotrivire este în cazul celor de-al doilea. Că cineva se împotrivește, le face viața foarte grea. Toate lucrurile din jurul lor sunt împotriva lor la un moment dat, o mie de piedici, pe când dincolo o pace ca și înainte de a începe postul mare, niciun fel de diferență. Astfel încât chiar dacă noi nu putem vedea aceste duhuri, nu le putem percepe prin simțuri, ele pot fi cumva receptate, percepute indirect prin aceste realități. Când te angajezi pe calul lui Dumnezeu, apar foarte multe piedici. Ce deranjezi pe cineva, ceva se întâmplă. În momentul în care însă nu te angajezi pe această cale, ești lăsat în pace. Și acest lucru este, dacă vreți, un fel de, nu o dovadă, pentru că nu vorbim de dovezi aici, ci un fel de simțire undeva, da, a lucrării celui rău, astfel încât, cum spuneam, fără să spunem, credem în cel rău, noi simțim împotrivirea lui și Sfântul Apostol Pavel vorbește despre o realitate foarte serioasă aici, așa numai aceste lupte duhovnicești. Ori vrem, ori nu vrem, ori știm, ori nu știm, ori credem, ori nu credem în acestea, aceasta este o realitate. Dacă noi conștientizăm și ne asumăm și ne uităm de la Sfântul Apostol Pavel, începând de aici, și la tradiția ascetică a bisericii foarte lungă, avem o experiență foarte mare în acest sens, și învățăm de la ea, vom avea succes în demersul duhovnicesc. Dacă ignorăm, crezând că nu e vorba de nimic și că lucrurile se întâmplă pur și simplu așa, atunci sigur că ne fiind dibaci, pentru că se vorbește aici despre un meșteșug, uneltirile diavolului. În limba greacă se poate traduce și cu meșteșug, este un meșteșug al celui rău. De asemenea, părinții bisericii, părinții asceți, vorbesc despre un meșteșug al mântuirii. Și acesta este ceva o dibăcie. Și dibăcia aceasta nu poți să dobândi că ai fi tu de învățat și de experimentat, ci de obicei se preia de la înaintași. Este o tradiție foarte lungă și cel care se angajează respectând lucrurile acestea, smerindu-se și învățând de la ceilalți, are succes în această bătălie duhovnicească. Mă gândeam, părinte profesor, și la faptul că sfinții stâlpnici se luptau de fapt cu aceste duhuri ale răutății care sunt în văzduh. Fiindcă m-am tot întrebat de ce s-or fi așezat ei așa în văzduh, da, dar la înălțime. Cred că la fel a dus o bătălie Sfântul Antonie cel Mare, tot cu duhurile răspândite în văzduhuri și atunci când era la subsol, dacă vreți, în acele piramide, undeva mai jos, în camerele de jos, în Egipt, unde a stat, se spune, 10 ani și când a ieșit de acolo, da, a ieșit mai la fel de tânăr cum intrase. Pe de altă parte, să știți că textul grecesc al Noului Testament, în unele manuscrise, acest în văzduhuri nu se referă la poziția în care sunt aceste puteri ale răutății, ci se referă la o bătălie pentru cele cerești. Adică, împotriva acestora, pentru cele cerești. Adică noi ne uităm pentru cele cerești, dar ei sunt împotriva noastră, aceste duhuri. Deci sensul este puțin altfel decât îl vedem în... Și de aceea, cred că nu este bine să ne luăm geografic neapărat, sau cum se spune, gândindu-ne de la altitudine, da? Ci este vorba despre un înțeles duhovnicesc, fie, așa cum spuneam, unele manuscrise pentru cele cerești, pentru lucrurile duhovnicești cerești, pe de altă parte fie în sensul în care este o lume nevăzută, văzduhurile acestea, dar o lume nevăzută în care se mișcă aceste duhuri și care ispitesc pe om și nu le putem percepe. Așa încât și dacă vrem să credem, vorbind despre aceste duhuri și dacă nu, suntem totuși într-un război, care este un război nevăzut. Sfântul Chiril al Alexandriei numea un război sfințit și sfânt pe care duce creștinul. Sfințit pentru că ne cheamă prin acest război Dumnezeu la sfințenie. Și sfânt pentru că noi nu-l ducem singuri. Noi știm că noi nu putem să ducem acest război singur, ci îl ducem în numele lui Hristos și cu ajutorul lui Hristos. Deci nu este o bătălie pe care o ducem individual fiecare, ci o ducem în biserică ca mădulare
ale trupului lui Hristos. Și atunci mergem în numele nostru și în numele lui Hristos cu care putem birui. De aceea este un război, cum spunea Sfântul Chibil, sfânt, sfințit și sfânt, pe care îl duc credincioșii și creștini. Părinte profesor, să rămânem aici la textul acesta de la Efeseni și spune așa: pentru aceea, deci pentru lupta aceasta, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Cum am putea rămâne în picioare în lupta aceasta? Sigur că este o imagine sau o expresie metaforică pentru a nu cădea, a cădea în păcate, adică. Sfântul Apostol Pavel aici zice, vorbește despre ziua cea rea, care este socotită ziua ispitirii, ziua în care suntem ispitiți, în care suntem încercați. Dumnezeu îngăduie să fim încercați într-o pedagogie divină, știind că prin încercare noi, de fapt, ne lămurim pe noi înșine la ce nivel duhovnicesc suntem și suntem astfel mai angajați sau suntem chemați să ne angajăm mai mult în lupta duhovnicească. Ei, și să rămânem în picioare înseamnă a nu cădea cum folosind armele lui Dumnezeu, fiind întrarmați cu toate armele lui Dumnezeu. Și Sfântul Pavel le descrie care sunt. Ce spune? Stați, deci, tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul. Ce înseamnă să te încingi cu adevărul? Părinții bisericii vorbesc pe mijloc, care se încinge, mijlocul se încinge, ca fiind, de fapt, baza, temelia, dacă vreți, cumva, a vieții trupești. Da? Atunci când obosești, spunea Sfântul Teofil Lact al Bulgariei, bună oară, te doare mijlocul. Aici este, cumva, puterea, aici stă puterea omului. Te ții de șale, obosești, aici e și nevoie de o încingere, ca să te țină puterile mai mult. Dar sigur este transferată această realitate în plan duhovnicesc. Și încingerea aceasta cu adevărul, de fapt, există, Sfântul Teofilac spune și mijloc fizic, trupesc, și mijloc al gândului gânditor. Și se referă, de fapt, la luarea aminte, la ține o pază a gândurilor, pe care vorbesc Sfinții Părinți, paza gândurilor. Gândurile trebuie nu lăsate așa oricum, da? Ci trebuie încinse. Brâul fiind luarea minte, spun părinții bisericii. Și ne încine cu ce fel de brâu? Cu brâul adevărului, adică al dreptei credințe, în primul rând, și în al doilea rând, al transferului acestei drepte credințe în viața noastră, care trebuie să fie dreaptă înainte lui Dumnezeu, adică conformă cu poruncile dumnezeiești și cu dreapta credință. Știți vechea zicere din limba latină, lex credendi, lex orandi, adică ceea ce credem cum credem, așa ne rugăm și așa, de fapt, viețuim. Deci este temelia, dacă vreți, dacă ai această luare a minte permanentă și ai o raportare la dreapta credință și încerci să și pui în practică lucrurile acestea, este temeiul, da? Deci e puterea. Te încins cu adevărul, te încins cu dreapta credință și începi să faci lucrurile acestea în modul cel mai serios și ia minte permanent, atunci, iată, este premiza pentru a putea merge mai departe. Și te îmbraci cu platoșa dreptății. Platoșa sau zaua, după unele traduceri, este, nu, partea aceasta care se punea pe corpul, pe piept și pe corpul luptătorului în antichitate, este tâlcuită de Sfinții Părinți platoșa dreptății ca fiind fapta cea bună. Pun părinții biserice, când faci fapte bune, acestea tu le faci pe ele și ele te păzesc pe tine, te feresc de foarte multe rele, dacă tu lucrezi faptele cele bune. Deci, atât, dacă vreți, există o bătălie și imaginea aceea de la început din Efeseni, din Tesaloniceni, cu fiii luminii și fiii întunericului, se potrivește oarecumva cu cât devii fiul luminii și cultivi cele ale luminii, care sunt și faptele bune, ele te luminează și te țin în lumină. Cu cât le lepezi pe acestea, vei fi rănit și vei merge spre întuneric. De aceea, iată, platoșa dreptății înseamnă această lucrare a faptelor bune, care efectiv te înconjoară ca o platoșă și te ferește de influența și lucrarea celui rău. Și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În privința încălțărilor sunt foarte multe tâlcuiri ale părinților bisericii, plecând de la realitatea că încălțarea te ferește de a te lovi și de a-ți intra, știu, cum era în vechime, nu? Când era asfalt, ca acum, tot felul de ghimbi și de scai în talpă. Părinții bisericii merg în zona duhovnicească spunând cel încălțat este cel care este astfel ferit de orice fel de influență a păcatului. Și care ar fi și încălțarea fiind viața înfrânată și puznicească, spune Sfântul Teofil, până oară.
viață înfrânată. Acest lucru te încalță, te pregătește pentru a umbla pe căile Domnului și se spune aici ca să se încalțe, de ce? Pentru vestirea, pentru Evanghelia păcii. Deci mai prin înfrânare, și știți foarte bine că partea aceasta ascetică este un jalon important al credinței creștine. Nu putem concepe o credință fără asceză. Și atunci, de ce? Pentru că așa omul cum este el astăzi, nu este cel pe care l-a făcut Dumnezeu, ci este omul care a ales altceva. Și putem reveni sau depăși chiar punctul omul care după a fost prin asceză. Prin asceză, nu? Este calea pe care ne-a dat-o Hristos. Ne putem depăși puțin limitările, dacă vreți, făpturii noastre așa cum este ea acum, omul e căzut în păcat. Suntem chemați pe altceva. Și pe drumul spre acest altceva, un lucru important este asceza, înfrânarea, această încălțare de care vorbește aici. Și spune mai departe în versetul 16, și toate, în toate luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arsătoare ale vicleanului. Când citim aceste texte, îmi vine în minte o icoană, o icoană pe care am văzut-o la mănăstirea Hurezi, în zona Vâlcei, unde, în vechea trapeză, dacă știți, unde există o punere în imaginea acestui verset. Este acolo un tânăr, în chip de creștin, care stă cu o pavăză, deci cu un scut, și sunt mai departe demoni de diferite tipuri care trag cu săgeți aprinse și toate se rup și se opresc în scutul acelui creștin. Sigur, părinții bisericii, tâlcuind acest verset, spun că această pavăză a credinței nu este vorba de credința aceea începătorului, cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, am niște argumente sau nu am, și așa mai departe, ci este credința aceea în care ești angajat fără niciun fel de îndoială. Este credința aceea făcătoare de minuni, dacă vreți, pe care au avut-o sfinții, în care, crezând puternic în Dumnezeu, lucrurile sunt evidente și te miști în lumea lui Dumnezeu într-un alt fel, deja depășind puțin legile firii. Această credință, spune Sfântul Apostol Pavel, este ca o pavăză în care orice lucrare celui rău, care te săgeată, este, el încearcă să te tulbure, de fapt. Aceasta este lucrarea demonilor. Prima lucrare a demonilor este tulburarea noastră. Și orice tulburare vine de la diavol. Aceasta se stinge imediat când tu ai o credință din aceasta în care tu înțelegi că trăim într-o lume în care stăpân este Dumnezeu și în care tot ceea ce se întâmplă, inclusiv aceste săgeți aprinse, sunt îngăduite de Dumnezeu. Și în momentul acela toate se sting pentru că tu nu te poți clinti în fața acestor atacuri, fiind încredințat de pronia lui Dumnezeu, care poartă de grijă și rânduiește cele de folos pentru creșterea noastră duhovnicească. Și iată versetul al 17-lea, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă coiful mântuirii? Coiful mântuirii este pusă în legătură cu părinții, cu această nădejde, cu această virtute cardinală numită nădejdea. Deci coiful mântuirii înseamnă ca partea, vedeți, superioară cumva, să o ai foarte clar atintită unde trebuie să ajungi, un țel, o nădejde, ai o nădejde puternică. Dacă este vorba că ne încingem cu adevărul și adevărul este că este al dreptei credinței, dar așa faptul că noi suntem slabi și să ne smerim și că Dumnezeu lucrează într-un noi, nu pierdem nădejde, de aceea ne punem pe cap coiful acestei mântuiri. Nu pierdem nădejdea mântuirii. Știți că în secolul al XX-lea Sfântul Siloan Atonitul, nu, a trăit niște experiențe duhovnicești pe care le-a și lăsat în niște memorii care au devenit foarte importante pentru credincioși și creștini ortodoxi din aceste veacuri. Și anume această formulă, vedeți, a smereniei combinată cu nădejdea. Ține mintea ta în iad, adică te smerești foarte mult, ești realist, ești în adevăr, îți dai seama că ești nimeni fără ajutorul lui Dumnezeu, dar nu dezînădăjduiești. Nădăjduiești că Dumnezeu, mila Lui, totuși te va mântui. De aceea coiful mântuirii, în sensul acestei nădejde, nădejdea în mântuire. Nu avem certitudinea, cum sunt unele culte creștine care spun că ei au certitudinea mântuirii. Nu avem, dar nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Mă gândesc chiar la discuția pe care părintele Teofil Părăian a purtat-o cu marele părinte Arsenie Papacioc de la Techirghiol. Și părintele Teofil l-a întrebat pe părintele Arsenie Papacioc dacă se mântuiește. Și părintele Arsenie spune,
Asta e un cuvânt greu, e o întrebare foarte grea. Nu știu eu, Dumnezeu. În acest sens, mari asceți, vedem cum înainte de moarte cer timp de pocăință de la Dumnezeu. Dacă erau sigur că se mântuiesc, nu mai cereau. Dar ei, în marea lor smerenie, nu? Înțelegeau că nu știm încă și că timpul vieții acestea uneori ne ajută, dacă îl folosim bine, să ajungem să ne mântuim. Dar nu avem certitudinea cine mai Dumnezeu ne dăvește în dar. Până la urmă, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, când spune că mântuirea este un dar, nu a mințit, a avut dreptate. Luther a înțeles-o într-un fel unilateral, dar Sfântul Pavel asta spune acolo. Mântuirea este în dar. Orice am face noi, nu pentru meritele noastre ne mântuim. Prin ele nu mai arătăm că și noi dorim. Da, ce mila lui Dumnezeu. Dar exact, dar nu pot ele să ne mântuiască faptele noastre, ci prin ele ne arătăm că suntem deschiși, că vrem, că ne dorim, ne rugăm lui Dumnezeu, dar nu ele ne mântuiesc. Părinte, spune aici și despre sabia Duhului. Care ar fi această sabie? Și mă gândesc, de ce o sabie? Vedeți, până aici pe toate le înțelegem, luăm această platoșă, ne apărăm cu ea, ne încălțăm, așa cum am spus, stăm tari în adevăr, în credință, dar de data aceasta primim și o sabie. Și mă gândesc că nu oricui îi dă Dumnezeu o sabie, celui care are înțelepciune, fiindcă așa, dacă îi dai unui neînțelept, cine știe ce face cu sabia respectivă? Nu orice fel de sabie, ci este sabia Duhului. Și părinții înțeleg această expresie ca desemnând nimic altceva decât ceea ce dumneavoastră a spus cumva, și anume înțelepciunea aceasta în Duhul. Vedeți, în Evanghelie, Hristos spune că credincioșii vor fi prigoniți, dar să nu aibă grijă ce vă spune, sunt să pregătească, pentru că Duhul lui Dumnezeu va grăbi prin ei. Aceasta este sabia Duhului, în care omul trăind în Duhul și în Hristos, nu? Hristos însuși, în momente de grele, pentru că dacă până acum au fost arme defensive, până acum, nu? Ne apărăm cu oiful, cu toate celelalte, acum este o armă ofensivă, sabia, care atace, nu ți sabia să te aperi numai. De obicei, are dublu tăiș și poți să ataci. Și acest atac, de fapt, este mărturia pe care trebuie să o dea credincioși și în fața lumii. O mărturie care trebuie să fie așa de curată ca o sabie, așa de pătrunzătoare ca o sabie. De fapt, în Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel spune că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea într-un Duhul, ci cuvântul lui Dumnezeu, dar nu în sensul doar al Scripturii preluate sau citate, ci în sensul lui Dumnezeu, cuvântul care lucrează și vorbește prin credincioșii creștini. În viața monahală a fost asociată această expresie și cu rugăciunea, care și ea, și este înțeleasă, vedeți, în toată literatura ascetică, ca o armă împotriva celui rău. De multe ori în viețile sfinților citim cum rugându-se un sfânt îi frige pe demon, se spune cumva. Adică, iată, demonii nu suportă această raportare a noastră la Dumnezeu cu smerenie în rugăciune. Și atunci aceasta se face ca un fel de sabie pentru ei, ca o armă pentru ei. De aceea chiar metanierul, nu, monahal, este numit sabia Duhului. Pentru că acolo este rugăciunea. Rugăciunea pe care o faci și cea mai puternică rugăciune, nu în viața monahală, este rugăciunea inimii care se face pe metanier. Și de altfel, părinte profesor, în versetul 18 citim așa: faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri și într-o aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Deci aici Sfântul Pavel deja detaliază, arătând, nu, cum folosim sabia aceasta Duhului, cu rugăciuni în toată vremea, în Duhul. Nu este rugăciune numai a omului, da? Sfântul Apostol Pavel, în alte părți, în Galateni și în Romani, spunea că, de fapt, rugăciunea în forma înaltă este atunci când omul se predă lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu strigă în el: Ava, Părinte! Nu se mai roagă numai el, ci Duhul se roagă în el cu suspine negrăite. Și, sigur, această rugăciune, vedeți cum nu este rugăciune egoistă. Mă rog pentru mine, cum foarte mulți înțelegem azi, mă duc să mă rog, de ce să-mi fie bine mie, familie, copil și atât, și este rugăciune pentru ceilalți în bună măsură. Pentru toți ceilalți. Pentru toți ceilalți și pentru mine, spune Sfântul Pavel, iată, smerindu-se și pentru mine. Tot felul de rugăciuni și de cereri. Rugăciune pentru toți sfinții, iată. Părintele Paisia Ghioritu nu se împărțea rugăciunea în trei, numai una pentru sine și cealaltă pentru cei vii și pentru cei adormiți. Arătând că rugăciunea nu este ceva personal, numai așa, egoist, da?
ci este o chestiune comunitară în care tu te rogi ca măduvară bisericii și te rogi în Duhul care stăpânește, este trupul tău, este templul al Duhului, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și că acesta se roagă pentru toată biserica. Și în momentul în care te rogi, ai o inimă largă, îi cuprins pe toți. Ai inimă largă sau ai conștiință eclesială? Pentru că știi că ești mădular și nu, nu poți să te rogi mai pentru tine, pentru că tu îi faci parte dintr-un organism, ceva organic. Și atunci când te rogi pentru tine, te rogi pentru toți, ai în mintea ta pe toți, toată biserica. Părinte profesor, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați tâlcuit acest text, că ne-ați vorbit despre lupta aceasta din ziua cea rea, din ziua ispitirii, și ne-ați arătat care sunt armele pe care trebuie să le luăm ca să ne luptăm cu duhurile cele nevăzute care se află în văzduh. Și eu vă mulțumesc și să ne ajute Dumnezeu pe toți să folosim bine acest armament duhovnicesc și să avem, smerindu-ne pe Hristos de-a dreapta noastră în lupta aceasta, astfel fiind biruitori. Vă mulțumim încă o dată. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați de întâlnirea noastră la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet. Pe curând!